În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cartea neamului lui Iisus Hristos. Iubiți credincioși, iată ne aflăm înaintea praznicului celui mare a nașterii Domnului. Un praznic deosebit și în același timp este și ajunul praznicului, pentru că azi e duminică și mâine este Crăciunul. Sfinții părinți au rânduit a se citi în această duminică, după părerea mea și a copilului din mine, cea mai tulburătoare evanghelie din tot parcursul anului. Și anume, nu seamănă deloc cu celelalte pericope. Este unicat. De parcă s-ar dubla ceva în mesajul Mântuitorului, dar acesta chiar este un unicat. Și anume, se vorbește despre cartea neamului lui Iisus și în primul rând aș vrea să dau niște răspunsuri copilului din mine care, an de an, când mă duceam cu bunica la biserică, în această duminică rămâneam puțin nedămurit. Pentru că eu știam că atunci când vorbești despre naștere, vorbești despre femeie. Ori în cartea neamului lui Iisus se începe cu Avraam a născut pe Isaac, și dintr-un început ne dăm seama că nu e vorba de femei. E vorba și de niște femei, despre Tamar, despre Rut, despre Batseba, dar prea puține față de 14 neamuri de 3 ori. Așadar, mă întrebam de ce se vorbește despre naștere din bărbați. După care am fost la seminar, m-am lămurit puțin, nu prea mult, dar măcar de punct de vedere tehnic. Și anume, există în limba greacă două verbe care vorbesc despre naștere. Și anume, techno, care înseamnă a naște, dar a naște partea masculină. Adică, s-a perpetuat până astăzi, apropo de cei care cred că limba greacă e o limbă moartă. Nu, este cea mai vie limbă. Ați auzit despre tehnică. De la acest techno ni se spune despre a naște ceva din mâna unui bărbat. Și pe partea cealaltă, genao, care înseamnă tot a naște, dar a naște din femeie. Genealogia Mântuitorului, iată că, din punct de vedere filologic, vorbește despre genao, genealogia. Dar aici este vorba despre niște nașteri din bărbat, în sensul că un arbore genealogic ține de neam. Și neamul nu se referă strict la partea de naștere, care este mama, care este tatăl și așa mai departe, ci ține de o continuitate a neamului. Apropo de acești termeni ai noștri, am fost invitat odată la o sfințire de cabinet ginecologic. Și bineînțeles, întotdeauna pe lângă asemenea cabinete stă și o faună de ciripitori, de cârcotași și de gică contra. Și bineînțeles că i-am simțit când își dădeau coate, ia să vedem ce face, adică la cabinetul ăsta a venit el să sfințească și mi-am început întâi un scurt cuvânt vis-a-vis de ce înseamnă genealogie și ce înseamnă cabinet ginecologic. Atunci când vezi un cuțit, dacă tu ești criminal, te gândești că cu acel cuțit trebuie să-l omori pe fratele tău, dacă ești probabil deja pornit către acest lucru. Dar dacă ești un om pașnic, te gândești că acel cuțit te poate ajuta să tai pâine ca să dai fratelui tău. Contează foarte mult cum te uiți la ceva. I-am lămurit cum că, cel puțin teoretic, 99% din cazurile de obstetrică ginecologie nu se referă la crimă, și se referă la viață. Și-au dat ei coate și au zis că o să mă lase în pace o anumită perioadă de timp. Probabil că acum aș ascult argumentațiile ca să mă prindă la următoarea cotitură. Dar ca să înțelegeți mai bine cam cum este cu arborele acesta genealogic, am să vă spun o întâmplare scurtă. A venit într-o vacanță un nepot al unei bunici și a venit cu un coleg de facultate, numai că acel coleg
comporta niște mici diferențe. Adică era negru. Și vorbea cu el în engleză, nepotul lui. Și curioasă rău de tot, l-a întrebat, maică, ăsta cine e negru așa? Păi ce măi, mamă, așa pe toată fața pământului nu suntem toți de culoarea asta, mai sunt și unii mai galbeni, alții mai roșcați, ăsta e negru. Ce vrei, e negru. Asta mai mult la soare, e negru. Dar de unde e? Măi, mamă, e din Congo. Din Congo, din Africa. Mai stă ce? Din Congo. Dar cui din Congo? Curiozitatea aceasta a neamului românesc vorbește despre arborele genealogic și am adus în discuție acest lucru ca să înțelegeți mai bine care este situația, cine suntem și de unde suntem și ai cui suntem. Tocmai despre acest lucru ne vorbește arborele genealogic, cartea neamului lui Iisus. Și anume, trebuie să știm de unde plecăm până și unde ajungem. Atunci când ajungem pe o anumită poziție, întotdeauna trebuie să ne aducem aminte ce ne-a propulsat și mai ales cine ne-a propulsat să ajungem aici. Pe mine când m-au auzit vorbind despre biserica noastră, m-au auzit mereu vorbind despre cei care au fost înaintea mea. Și atunci când deschid ultimile pagini ale istoriei bisericii noastre, vă spun despre părintele protoiereu Neculai Voicu. De ce? Pentru că el a fost cel care în 1987 a redeschis biserica aceasta în care se tăcea în mod sistematic de vreo 45 de ani. Dacă uităm pe ce urme călcăm, nu este nimic de capul nostru. Ne va întreba mamaie, de-a cui e? De-a lui Sfântul Nicolae, mamaie, așa aș vrea să mi se spună mai târziu. Este foarte important pentru noi să înțelegem că nu suntem veniți deodată pe pământ. Suntem veniți unii după alții și tocmai acest lucru ne face să ne căutăm originile. Poate că unii dintre noi nu știm exact care sunt acestea, dar le vom afla. Mi-aduc aminte cum în 2007, când s-a săvârșit într-o adormită fericire patriarhul Teoptist, mă uitam la toți cei care vorbeau și mă întrebam cine îi va lua locul, deși se cam știa cine, conform tradiției bisericești, deja scaunele erau împărțite și mă gândeam la fiecare dintre cei care erau acolo de față și mă întrebam despre cine vorbesc, despre cel care pleacă, sunt ei conștienți că de fapt vorbesc despre ei înșiși atunci când vor fi în locul lui să plece la rândul lor? Cam acesta este sensul vieții. Dacă știi să vezi viața de la capătul celălalt, cu siguranță că viața deja îți dă mult mai multă valoare. Atunci când vorbești despre ceea ce faci acum, să-ți dai seama că cineva înaintea ta te-a ajutat să fii aici. Dacă știi să vorbești unuia dintre frații tăi, cu siguranță că trebuie să-ți aduci aminte de cel care te-a învățat prima dată să spui mamă sau tată sau să spui corect are sau sunt sau este. Atunci când scrii o scrisoare, bine, pentru cei care mai scriu scrisori, ar trebui să-ți aduci aminte de învățătoarea care a luat mânuța ta și a îndreptat primul bastonaș și apoi ți-a dat 3 pagini de scris acasă. Atunci când te afli într-un loc, trebuie să știi că locul acela este sfințit de picioarele celor care au fost înaintea ta. Atunci când Moise a venit pe muntele Sinai, Dumnezeu l-a avertizat spunând, Moise, dezleagă cureaua încălțămintei tale, căci locul pe care pășești sfânt este. Cureaua încălțămintelor noastre sunt gândurile noastre și trebuie să le dezlegăm, trebuie să-și aducă aminte gândurile noastre că
Tot locul pe care îl pășim a mai fost pășit de alții. Suntem vrednici de a păși pe urmele celor care au mers înaintea noastră? Asta înseamnă cartea neamului lui Iisus. Venim la biserică, dar să ne întrebăm de fiecare dată dacă suntem vrednici ca în această biserică să pășim și noi față de cei care au pășit înaintea noastră. Au fost generații care probabil că se uitau întotdeauna peste umăr să nu-i vadă cineva. Poate că această biserică a acoperit în anonimat mulți oameni care, dacă ar fi fost văzuți că intră în biserică, trebuiau să dea socoteală. De aceea trebuie să fim conștienți de fiecare dată când facem orice lucru că înaintea noastră a fost cineva. Pune mâna pe un telefon. În momentul în care îl folosim, ne-am gândit vreodată câți oameni s-au străduit cu mintea ca să inventeze acest lucru. Atunci când nu ne mai ține memoria din capul nostru numere de telefoane, se mai gândește cineva la cel care a inventat prima memorie electronică? Se mai gândește cineva câți baiți și câte cifre de 1 și de 0 sunt aliniate ca să ne țină minte nouă numerele de telefon de acasă sau ale prietenilor? O să spuneți că vă aglomerez cu prea multe informații. Nu. Vreau să conștientizăm măcar o dată pe an că tot, dar absolut tot, ceea ce facem se datorează celor care au fost înaintea noastră. Dacă cineva este îmbrăcat și se uită în oglindă, să se gândească la cel care a trudit să facă și dintr-un material să facă o haină. Să se gândească și la cel care a făcut materialul și a crescut niște animale sau a folosit niște substanțe chimice ca să iasă o stofă din care noi să ne creăm niște veșminte. În măsura în care vom fi conștienți de acest lucru, cu siguranță că vom valoriza viața noastră altfel, de vom face părtași unui circuit, adică, în primul rând, cărții neamului lui Iisus. Dacă eu am ajuns cineva, înseamnă că fac parte dintr-o mare familie. Și acea familie, cu siguranță că și-a pus nădejdea în mine să ajung cineva ca lumea să cunoască neamul prin mine, unul, nemernicul. Iubiți credincioși, trebuie să plecăm măcar o dată pe an de la acest lucru. Nimic din ceea ce folosim nu este al nostru, după cum nu va fi nici după ce plecăm noi. Cu ce plecăm de aici? Cu ce plecăm dincolo? Nu plecăm dincolo. Dacă vrem să plecăm așa de tot, n-avem decât. Dar cu siguranță că după noi rămâne măcar cineva care să-și aducă aminte de noi. El face parte din cartea neamului lui Iisus. Și dacă vom fi conștienți că trebuie să lăsăm pe cineva care să ducă mai departe ceea ce am făcut noi, cu siguranță că ceea ce facem noi nu mai sunt ticăloșii. Ca să fie duse înainte, trebuie să fie lucruri frumoase și de care să nu ne rușinăm, să nu roșim în fața nimănui. Și pentru că zilele trecute ne-a ajutat Dumnezeu să înțelegem că destinul omului, mai ales a celui de os domnesc, nu trece înaintea lui Dumnezeu nevăzut, îmi aduc aminte de o frumoasă expresie pe care regele, majestatea sa Mihai I, a spus-o. Eu am avut conștiința că țara mea nu este ceva pe care să las moștenire strămoșilor, ci e luată cu împrumut de la nepoții mei. Și a ajutat Dumnezeu ca acei nepoți care vor primi moștenirea aceasta să fie cartea neamului lui. În sensul că atunci când ești conștient că tot ceea ce ai este luat cu împrumut și trebuie să lași cu strictețe
în bune condiții ceea ce ai luat cu împrumut de la altcineva, te porți altfel decât cel care spune: e, dacă nu mai rămâne după mine nimic, ce o să fie? Nu. Responsabilitatea celui care lasă moștenire este alta și mult mai măruntă decât aceluia care a luat cu împrumut ceva și știe că trebuie să lase înapoi cel puțin la fel cum a luat respectivul lucru. Cartea neamului lui Iisus ne deschide nouă sufletele să ne uităm în stânga și în dreapta, să ne autoevaluăm și mai ales să ne direcționăm, să spunem: bun, eu sunt aici, dar în ce direcție merg? Vă aduceți aminte că s-a dus o doamnă la doctor și doctorul a întrebat-o: Doamnă, nu vă supărați, acum eu sunt medic și pun niște întrebări mai discrete. Cam câți ani aveți? Deci, mă întreb de 50. Ce, nu vă supărați, din ce direcție? Direcția din care ne îndreptăm către ceva este dată tot de cartea neamului lui Iisus. Mergem pe un drum în măsura în care noi suntem conștienți că acel drum a fost așezat de către cei dinaintea noastră pe o anumită coordonată. Altfel ne pierdem. Altfel intrăm în panică. Spunem că aici se termină totul. Nu! Nici măcar nu începe totul aici. Totul a început de mult. De când a făcut Dumnezeu lumina și a văzut Dumnezeu că lumina este bună. De atunci începe totul, se va sfârși cu ultimul care va fi pe acest pământ. Și noi suntem undeva la mijloc întotdeauna. Cartea neamului lui Iisus ne mai prezintă însă și alte lucruri foarte interesante. Ca îndemn pentru noi să nu ne ascundem, fiecare din neamurile noastre mai are și câte o oaie neagră. Fiecare neam are pe câte cineva care nu-i face cinste. Mă, nu-i face cinste, dar nu îngropăm. Trebuie să spunem. Uitați ce frumos sună despre David. Zice: David l-a născut pe Solomon din Batșeba, femeia lui Urie. Mai vorbim ceva despre bastarzi? Nu mai avem voie. Asta înseamnă că înainte lui Dumnezeu suntem egali. Iată, păcatul lui David a fost consemnat în Scriptură. Noi nu ne ascundem după degete. Așa trebuie să facem și cu noi. Ce, măi, am auzit că pe neamul vostru e unul așa mai... Da, e neam cu mine. Eu caut pe urmele lui și încerc să le îmbunătățesc pe cât se poate să fac lucrul acesta. Dar nu să-l ascund, băi, știi, de... să nu zic că am zis noi. E o expresie foarte interesantă, vă spun în două minute. Cineva a constatat că lumea vorbește prin sat, o verișoară rămăsese însărcinată. Și s-a dus la bunica și a zis: măi, bunii, bunii, vezi că mi se pare nouă că verișoara noastră așa e însărcinată. Și să nu zică lumea că am zis noi. Adică nu noi suntem aia care împrăștiem vorba. Nu. Trebuie să fie totul la vedere. Avem niște neamuri pe care trebuie să ni le asumăm. Și chiar mi-aduc aminte că la seminar, când învățam la drept administrativ și drept canonic despre căsătorie, profesorul mi-a spunea foarte bine, zice: băi, copii, să vă intre foarte bine în cap, voi vă alegeți soția. Neamurile vi le dă Dumnezeu. În măsura în care ne asumăm că nu putem să alegem tot neamul, că dacă e să alegem, alegem până culegem și nu mai dăm de niciunul bun. Acesta este neamul nostru. Și cu bune și cu rele. Trebuie să știm că și aceia care au întors avioane cu majestatea sa, tot din neamul nostru fac parte. Nu trebuie să-i dăm la o parte, știi, noi suntem ăia, voi sunteți ceilalți. Nu, nu. Sunt neamurile noastre. Chiar în starea a treia a prohodului spune: neamurile toate laudă îngropării, aduc Hristoase Dumnezeu. Eu astăzi vreau să vă transmit un mesaj. Să nu ne rușinăm de cei despre care poate că rațiunea noastră ne spune că ar trebui să ne rușinăm.
Să nu ne încredem pe cealaltă parte nici în cei despre care rațiunea ne spune că trebuie să ne împăunăm, pentru că generațiile noastre sunt acestea. Realitatea este una singură. Facem parte dintr-un lanț și fiecare za este câte un neam. Degeaba veți spune, așa cum spuneau și fariseii, noi avem pe tatăl nostru Avraam. Toți îl avem pe tatăl nostru Avraam. Dar trebuie să demonstrăm că suntem fiii lui Avraam. Pentru că și împăratul Teodosie cel Mare, după ce a venit de la luptă, când s-a dus în Milan, Mediolan, cum îi zicea atunci, era episcopul Ambrozie. Și s-a dus și zice, duminica asta vreau să mă împărtășesc. Și zice, înălțimea ta nu te supăra pe mine, dar vii de la război. Vei fi tăiat capul la vreo 2-3. Zice, da, am fost în război. E, dar trebuie să te mai și pocăiești așa puțin. Ce preasfințite, ma ta, n-ai citit în Vechiul Testament despre David, cum a mâncat pâinile puneri înainte? Zice, da, înălțimea ta, până acum ai demonstrat numai fără de legii lui David, dar nu și pocăința lui. Să avem grijă ce modele ne alegem din genealogia noastră, din cartea neamului lui Iisus, trebuie să alegem modele complete. Dacă luăm pe David cu Batșeba și cu Urie și ce a făcut el cu aceste personaje, să luăm cu totul. Nu să dăm așa la o parte, știi, eu sunt rudă cu ăla. Da, dar l-a făcut, ei, lasă asta nu mai scrie, asta rămâne mai... Iubiți credincioși, mulțumim Bunul Dumnezeu că ne-a dat o carte a neamului deosebită. Fiecare dintre noi poartă în el pe strămoși, dar să nu uitați că fiecare dintre noi poartă în el pe nepoți și strănepoți. Și dacă vom avea conștiința că trebuie să dăm strănepoților noștri ceea ce noi am împrumutat de la ei, cu siguranță că vom folosi așa cum se cuvine și resursele pământului, dar și resursele energetice ale noastre. Să gândim frumos, astfel încât să predăm mai departe ceea ce am împrumutat de la nepoții noștri, o viață frumoasă și curată. Să ne ajute Dumnezeu ca sărbătoarea de mâine a Crăciunului să nască în noi pe Hristos, cel care a fost, este și va fi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.